born and bred Romanian, Pavel Florin, the bodyguard. And look at him there. It's almost too square a jaw for TV as he's in. And the first ball is well flighted. Eram la masă în momentul acela când au venit băieții și mi-au zis că ai apărut pe un post de televiziune. În scurt moment a venit o echipă de televiziune care a început să-mi pună întrebări. Am reacționat normal și am spus exact ce simt. Atunci, în momentul ăla, mi-am dat seama că ceva nu e în regulă, pentru că până atunci nimeni nu mi-a luat un interviu. Nu am fost o vedetă acolo. S-a întâmplat în urmă cu aproximativ, să zic, 8 ani, 7-8 ani. Eram la un antrenament de fotbal american. Am văzut niște băieți că joacă cricket. Am mai vizionat niște meciuri de cricket pe un post internațional, până atunci, să zic, 5 sau 10 meciuri. Am fost curios și m-am dus să văd, să-i rog să mă lese să dau și o dată cu bota. Și băieții au zis, cum să nu, hai, da. În momentul ăla mi-au aruncat niște mingi ușoare și unul dintre băieți a zis, oh, you are a good batsman, you are a future of a national team. Și atunci, după zicala, primul venit, primul servit, am fost eu acolo. Pavel is part of us since way back 2012. He has a drive inside him to contribute on the field. And he's a tricky bowler to hit. Guys, two on three. One, two, three. Cruise! 5, 6, 7. Everybody do. What you do? I think we wouldn't be nearly as focused on fitness as we are with Pavel around. He likes to organise two or three fitness sessions a week. We're not obliged to attend, but we certainly are persuaded. Okay, we reach here. This is my job. I do it since 15 years. I have a team. I work in the team, like in sport. And I like what I do. I live in night. Every night I come and I work with the people. But the reality is I love of sport, and the sport is my real job. Am în spate o echipă bună. Eu sunt doar vârful de lance.